Salut, sunt Andreiuțu și azi o să vă prezint cum să faceți un regenerator de obsidian. Da, obsidian. În primul rând, aveți nevoie de un târnacop de diamant, o găleată cu lavă, o găleată cu apă, o găleată cu apă, un mâner, un stack de redstone, 3 semne, un piston lipicios, un piston lipicios și orice bloc doriți pentru construcție. Am ales lemn roșie pentru că îmi place foarte mult. Punem aici lână. Dar aici va veni un zid. Aici așa. Ar trebui să și astupăm de asta. Mai greu. Să stau pe mine. Aici punem pistonul lipicios. Aici, așa. Aici va veni zidul. Acoperim aici circuitul. Redstone, redstone, redstone. Redstone acolo jos. Și aici ar veni. Aici astupam să nu se facă stone. Și o să vă arăt cum funcționează. O să pun un pic de lumină. De la mine nu trebuie, este musai să puneți și voi. Sam. Gata. Mânerul. Stați un pic. Trag repede de mâna asta, nu se facă. Sidonul punem la loc. Ne-a mai rămas 36 și 59. Dar o să mai folosim redstone-ul. Dar nu pentru ceva. Uitați. Da. Obsidian. Mai punem redstone. Și uitați, spargeți aici, dacă vreți puteți distruge. Și stați aici și spargeți. Puneți redstone. Pică lava și o să faci obsidian. Atât a fost în episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!